Eleva este din Rona de Sus, județul Maramureș, și învață la școală în Sighetul Marmației. Tatăl a fost cel care a descoperit în telefonul fiicei mesaje de la un tânăr de 25 de ani și a făcut reclamație la poliție. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sighetul Marmației au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară emise de către judecătoria Sighetul Marmației la locuințele tânărului de 25 de ani. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri în vederea administrării probatoriului. Urca sus poliția, dar eu nu n-am ieșit, nu trebuie mie în cazuri. Nepoată de-a mea a fost la numărul 2, dar au terminat. Zice bunică, a fost un băiat jos cu pălăria, un profesor serios. Profesorul este cercetat penal, dar și disciplinar. Școala va solicita o analiză de la partea direcției de la DGASP, iar pe perioada cercetării disciplinare care va fi începută și de către școală, domnul profesor nu va avea activități didactice cu copiii. Acuzațiile sunt de racolare de minori în scopuri sexuale. Am încercat să obținem un punct de vedere de la acest profesor, însă până la această oră nu e de găsit. Vă reamintim, la numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra unui copil.